Bună, sunt Mia. Vă mulțumesc, celor peste 6.000 de abonați ai canalului meu de YouTube. Fără voi n-aș fi ajuns aici. Și vă invit să vă abonați în continuare. Vreau să ajung la 10.000 de abonați. Ca să pot să activez funcția Join. E foarte important pentru mine. Și vă mulțumesc. Ia să vorbim noi puțin de actualii concurenți și ce fac în casa mireasa luni dimineață. Nu prea multe fac, nu prea multe, stau de vorbă. Am văzut că s-au trezit plictisiți până și-au făcut micul dejun. Unii dintre ei chiar nu și-au rost în casă, mai ales Alexuțu, cu toată reclama care a făcut Dominodora, așa în stilul ei glumeț. Pentru că eu am citit și pe Facebook și pe Instagram comentarii negative la adresa Minodorei. Parcă v-am mai spus, dar de atunci am mai citit și altele, că a venit și a mâncat sarmale. Și dacă a mâncat sarmale, ce? Și nici n-a mâncat atâtea. Parcă a fost și, așa comentau, eu n-am fost atentă, și bărbatul ei. Păi era masa, erau pe masă. Nu erau să le consumi, la ce erau puse pe masă? La ce erau? Așa să ne uităm la ele, să facem poză. Și să postăm pe Facebook, nici n-aveau cu ce. Poate Minodora avea, dar ceilalți nu, că n-au telefoane, n-au acces. Dar așa le place unora să comenteze negativ. De ce să comentezi negativ când poți să zici lucruri frumoase? Ea e artistă, a cântat, s-a distrat, am veselit pe toți acolo, au dansat după melodiile ei. Și dacă a mâncat două sarmale, să câte o fi mâncat, care e problema? Stă cineva să numere. Nu înțeleg oamenii ăștia, nu înțeleg absolut deloc. Fiecare om e liber să facă ce vrea, de asta avem liberul arbitru, am mai spus asta. Dar nimeni nu înțelege. L-am văzut și pe Alex la petrecere că dansa. Chiar dansa. Chiar dansa frumos. Dar am râs când l-a prezentat cu viitoarea nevastă să aibă dinți în gură. Păi, dar nu veni una fără dinți, că la 20 de ani, toată lumea ar trebui să aibă dinți în gură. Adică eu până acum l-am văzut tineri fără dinți. Poate la vreun accident să fi avut, că se întâmplă și accidente când îți spargi dinții. Dar eu cred foarte tare că Minodora a glumit cu asta, că e foarte glumeață. Nu știu, nu știam așa de glumeață. Eu am văzut-o doar prin concerte, am văzut clipuri de ale ei, dar așa să glumească cu toată lumea, chiar n-am văzut-o. Mie mi-a plăcut. Care nu le-a plăcut, treaba lor, mie mi-a plăcut și gata. V-am spus, nu admir prea tare muzica ei, nu admir pentru că nu-i genul meu de muzică asta, dar nu cântă doar manele, cântă și populară. Eu așa cred că un cântăreț trebuie să știe să cânte absolut orice. Ei, în afară de are din opere, pentru aia trebuie special să fii. Poate oricine aia. Dar sunt cântăreți care cântă și are din opere, să știți. Chiar sunt câțiva. Dar Minodora e extraordinară. Mie mi-a plăcut foarte, foarte mult. Foarte mult. Din cauza că e și populară și e și vorbăreață. E vorbăreață. Îi place distracția și după ultimile ce am văzut, îi plac sarmalele făcute de parcă de doamna Ana sau de cine. Să știți că dacă vedeți pe cineva pe aici prin curte, e vecinul meu, pentru că avem curtea împreună și cu cățelul, că de asta mă uitam, cățelul îl iubește foarte mult. Vecinul meu e un om extraordinar. S-au adunat toți băieții în living și discutau. Ce altceva au de făcut, pentru că e mare plictiseală, până începe emisiunea la ora 2, au timp să discute și au adus în discuție cam aproape tot ce s-a întâmplat în case. Cam aproape tot. De Simona concurenta. Să știți că nici mie nu mi-a plăcut, cu toate că nu-l simpatizez prea tare pe Andrei, dar în cazul acesta mi-a părut foarte rău de el, pentru că el în această relație s-a implicat în această relație. Sufletește. Doar știți că are o problemă și gravă. Și nu doar o problemă, chiar mai multe probleme. În afară de rinic sau ce zicea mama lui că are, că și-a medicamentele, nu vorbesc de asta. Asta nu știu exact, nu vorbesc de asta. Psihologic, să știți că
acest cuvânt psihologic nu înseamnă că ai ceva la cap. Nu. Vine din greacă. Psihi înseamnă suflet. Problemă de suflet. Adică un om mai sensibil și mai cum el, așa, de se victimizează, mai smiorcăit, are o problemă psihologică. Nu mă refer că are cu capul. Cum am mai văzut scris. Sufletul nu funcționează bine. Ar avea nevoie de niște terapii. Dar nu cu psiholog. Cu toate că psiholog tot asta înseamnă. Adică doctor de suflet. Nu de nemuni. Nu. Și această Simona chiar și-a putut puțin joc de el. Oricum nu-l iubește, ai clar. El poate da, dar ea niciun caz. Niciun caz. Am văzut-o cu ce scârbă, nu zice nimic, dar arată pe fața ei, se vede, se așează lângă el. E frică de eliminare. La toți le frică. La toți le frică de eliminare. L-ați văzut pe Roberto cum s-a dus în fața camerei și foarte supărat și a spus că nu e pregătit, că n-ar vrea să iasă din casă, vrea să rămână, vrea să cunoască pe Denisa. El vrea să o cunoască, dar ea nu. Ea chiar a spus că stă cu el din milă. Nu știu de ce, că să știți, Roberto, după părerea mea, bineînțeles, nu e un băiat demn de milă, e un băiat ok. De ce să fie demn de milă? Ce lipsește ceva? Un băiat foarte ok, dar a început acum mai nou, după ce a fost nominalizat la cursa de eliminare, să se victimizeze și el. Nu așa câștigă voturi, să rămână în casă. Este cu Ionuț. Ionuț, am văzut că e după Andreea, ca să... Tot din cauza asta. Tot din cauza, pentru că nu mi-a plăcut ce a făcut stafful cu ei doi. Din moment ce toți l-au votat pe Alex să plece, care nu și-are rostul, nu o să facă în veci cuplu. Nu vrea nimeni. Exact cum nici Carmina n-a vrut-o nimeni și n-a putut să-și facă. Numai dacă erau ei doi, să fie avut altfel de înălțimi, fie el mai înalt și mai scund, poate da. Dar atunci de ce să elimini pe Roberto, care încearcă cu Denisa, cu toate că ea nu-l prea vrea, dar am înțeles că săptămâna asta o să vină fete noi, o să vină băieți noi, că o să vină 6 luni, o să vină în continuu. Știu că și în sezonul în care am fost eu, în sezonul 2, au venit. Au venit, primul băiat nou a fost Alex, tot Alex Noge. Și a venit ca DJ prin octombrie, parcă, după aceea a venit ca alții, a venit 2 fete, au mai venit 3 fete, au mai venit 2 băieți, tot așa. Ultimul a venit cu mama lui, care ziceam eu, bibiluța. Toți mă acuzau că nu o bag în seamă, dar asta era stilul meu. Deci asta este. Nici Ionuț și nici Roberto nu merită să fie eliminați, că să rămână în casă Alex. Nu știu, stafful face și drege. Cam asta am avut să vă spun pentru acum, până acum. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să dați like și să apăsați clopoțelul, să vă abonați. La revedere!